Principal, odihnă, antrenament, nutriție. Da, nu știu, eu n-aș pune odihna pe primul loc, pentru că, vezi, tu trăim în societatea asta în care totul se face în viteză, omul are, în general, multe activități. Să nu uităm de unul dintre marii campioni de la Mister Olympia, care e cel mai important concurs de culturist profesionist. Da. Era polițist cu normă întreagă. E vorba de Ronnie Coleman, da? Muncea ca și polițist cu normă întreagă și în același timp era culturist profesionist. Ia că cu două antrenamente pe zi, super dietă. Da, de, cred că se odihnea 5-6 ore. Pe noapte? Da. Da. Bine, în cazul lor, n-am putea să vorbim cu atâta, adică nu putem da, face o paralelă și da un exemplu, pentru că ei deja, aș putea să fac așa o paralelă, ei deja sunt cam supra-oameni, adică... Nu sunt supra-oameni, nu. Sunt oameni dotați genetic pentru sportul ăsta. Păi tocmai asta ar fi un lucru odată, da. Și bineînțeles și suplimentația, ca să nu vorbesc de medicația pe care o folosesc. Da, nu, că putem să vorbim și de medicație. Chiar nu e nicio... Da, da, încă o dată spun, sunt foarte deschis, pot să vorbesc despre orice. De acord. Mai ales că n-avem CNA, nu? N-avem CNA, am aflat de data trecută că n-avem. N-avem CNA, ia pastila! Nu, dar ia nadul aici, poate să... Da, eu dau testul, oricum. Oricând, da? Mă no. test pe ei! Da. Nu, de-aia ziceam că eu n-aș pune odihna pe primul loc, știi? Nu, pe primul loc e clar că e geneticul. Mi-am spus că pun pe primul loc. Da. Păi ai zis tu de piramidă că ai pune. Nu, le leg. E o piramidă care, până la urmă, da, una fără alta nu se poate. Dacă n-are vârf și n-are vârf dacă n-are bază. Da, da. Da, asta mă refeream. E antrenament, nutriție, genetică, suplimente, toate, dacă vrei, într-o ordine... schimbătoare, aleatoare, dacă vrei. Adică nu sunt, nu neapărat, nu sunt împreună. Da, da. Eu, de exemplu, aș pune pe primul loc, din punctul meu de vedere, da, partea pecuniară, financiară, legată de bani. Pentru că n-ai cum să faci performanță fără bani. Știi? Suplimentele costă foarte mult, medicația costă foarte mult, toate costă. Dar uite, sunt sporturi. Alimentația. Sunt sporturi în care poți avea, de exemplu, un genetic nu atât de, să zic, avantajat, avantajos, da, cum ar fi tenisul, dar dacă nu ai destul de mulți bani ca să... Oh, da. Acolo e, să zic, că e cam scump să introduci. Da. Bine, soarele și tenisul. Tenisul e scump, da, dar să știi că și acolo îți trebuie talent. Și foarte multă muncă. Ei muncesc extrem de mult, tenismenii. Se antrenează cu orele. O paralelă între tenis și culturism? Nu. No. Tenis, eu joc, dar imaginar, când mă uit la televizor. Ok. Da. N-am nicio treabă. Spune-mi un pic aici. Văd că ești finalist, campion național culturism, da? În ce a constat? Cum a fost? Îți mai aduci aminte? Păi cum să nu mi-aduc aminte? Bănesc că nu e ca și cum ai fi participat ieri. Nu, da, 2001, suntem în 2012. Da! Da. Tu, cum da? Ce mă întrebi concret? Cum e? Cum a fost? Vreau să-mi dai niște detalii, că știm că în pregătirea, cum ai spus și tu mai devreme, de culturism, da? Sunt niște mici tertipuri, tips-uri and tricks-uri, ca să zic așa, pe care trebuie să le faci înainte de a urca pe scenă pentru a prinde o formă foarte bună. Adică îți dau un exemplu, poți să fii foarte ok ca și, nu știu, să arăți extrem de bine cu câteva zile înainte, dar în ziua respectivă să arăți mai apos sau mai atât de reliefat și e posibil să fii depunctat foarte mult din cauza asta. Și bănesc că un campion național sau finalist, nu bănesc că ai la locul 2. Sau... Am luat și locuri 2. Am luat și la locuri 1. Ce loc ai luat? Ai luat și locul 1. Da. Și spune-mi, care a fost de fapt avantajul? Care consideri tu atunci că te-a departajat de restul concurenților? Hai să spun că m-ai întrebat foarte bine. Care sunt tipsurile, dacă vrei? Avem problemă cu lumina în studio. Lumina, da. Continuăm, da? Regia, continuăm, da? Regia, ni s-a stins un bec. Continuăm, ok.
spune. Mai avem unul. Dacă se stinge și ăsta, e gata, termină mai repede. Trebuie să le spunem celor de acasă că astăzi e duminică și nu trebuia să lucrăm. Și da, de-aia am avut tot felul de probleme. Culminând cu... În care filmăm această emisiune. Astea sunt mâine, semne! Da. Mai dă de pomană, bă! Da. Da, fii atent. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le faci atunci când te pregătești temeinic de un concurs. Spune ce ai făcut tu, da. Că nu diferă de la om la om. Da, nu, în general lucrurile sunt destul de comune. Începând de la dieta de ultim moment, în care, de exemplu, cu 7 zile înainte de concurs, da? Deci pui pe hârtie, sunt 7 zile înainte de concurs, da? Concursul e sâmbătă, mă rog, cu 7 zile înainte. Da. În primele 3 zile nu mănânci carbohidrați deloc. Așa. Adică mănânci doar piept de pui, albușuri de ou, niște pudră proteică, aminoacizi și cam asta. Pudra proteică trebuie să specifici că trebuie să fie cu peste 80%, cred, nu? Trebuie să fie cu cât mai mult. Da. Fără carbohidrați. Dacă vrei, explicăm și ce sunt carbohidrații. Cred că... Fără glucide, adică fără tot ce înseamnă fructe, făinoase, pâine, știu eu, da? Deci foarte clar, primele 3 zile mănânci doar carne și albuși de ou, da? Înlături gălbenușul pentru că are grăsime. Și următoarele zile, înainte de concurs, are loc așa numita încărcare, da. Adică consumi, mă rog, nu foarte mulți, dar începi să introduci carbohidrați. Uh-huh. Organismul are o reacție foarte interesantă. El în primele zile, nemâncând carbohidrați, ajunge cumva ca un burete stors. Uh-huh. Iar în momentul în care introduci carbohidrați în organism, de exemplu, eu mâncam smochine, stafide, banane, pentru că au și potasiu. Uh-huh. Corpul absoarbe toți carbohidrații. Carbohidratul reține apă, mă rog, este un proces chimic mai elaborat, dar eu spun așa în mare. Uh-huh. Carbohidratul reține apă și absoarbe și apa de sub piele. Și atunci pielea pare foarte dură, de acolo și aspectul acela noduros, dur, vascularizat. Spune-mi și un pic și detaliu cu sarea, că știu că e și un detaliu cu sarea. Da, este și un detaliu cu sarea. Eu nu sunt adeptul lui, dar am încercat de câteva ori. Și nu ți-a lăsat. Tot așa, se consumă foarte multă sare în primele zile. Da. Mă rog, se păcălește oarecum organismul. Noi avem un hormon care se numește aldosteron. Așa. Mă rog, care e răspunzător cu sodiu, potasiu, n-are rost să intru în detalii. Da. Consum foarte multă sare, după care nu mai consum deloc sare. Și atunci elimin foarte multă apă. Și reușești să ieși... Și te deshidratezi. Te deshidratezi și... Da. Nu, în general, să fii prea deshidratat și să nu mai... Ba da, eu în general evit stările astea de deshidratare pentru că, mă rog, până la o limită. Pentru că nici nu te poți duce foarte, să zicem, apos pe scenă. Pentru că nu se mai vadă nimic pe tine, chiar dacă ești slab. Adică n-ai grăsime. Am înțeles. Știi? Am înțeles. Da, deci după cum vedeți... Nu știu cât s-a înțeles, dar cam asta e. O să dea din nou un play și rec, că dacă sunt detalii până la urmă, dar asta pentru, pentru cei care se îndreaptă către tipul ăsta de activitate. Cei care se îndreaptă spre tipul ăsta de activitate... Să vină printre alții să-i antrenez. Da. Să vină la... Unde să vină? La... Păi facem reclamă? Păi nu, că nu m-au plătit. Reclamă aici, nu vezi? A, să vină la Muscle Maker? Am crezut că la sala unde mă duc eu. Da. Păi n-ai voie. În momentul ăsta. Păi n-ai voie. Te ias la montaj. Nu te nimic. Am zis că o să fim destul de transparenți. Bun, și văd că am menageriat tot felul de fel de așa, ești. Da, am avut o sală. De fenomen așa, ești foarte, văd că ești. Sunt pătruns rău, da. Da. Așa. Bun. Nu știu câte minute mai avem. Păi hai să avem că m-am încins. De-abia acum m-am încălzit. Mai e. Vreau să-mi povestești un pic despre disciplina asta. Văd aici că ai scris așa cu mare, cu mult sârg, așa. Eu așa am primit CV-ul de la tine. Așa.
A scris Buddy Brown Circuit Teacher. Cine ți-a dat numele ăsta de teacher? Ce golan e! Buddy Proud Circuit Teacher. Nu? Ești atât de proud de tine încât a, așa, a încât a fost ideea celor de la Muscle Maker. Așa. Asta e denumirea, să zicem, oficială, nu? De la voi, de la Muscle Maker, nu? Da, da. Da, da. Asta înseamnă oarecare denumire. Și acum ce vrei să explic? Ce înseamnă sau ce? Nu. A fost o mică... A fost o glumă? Da, da. Făcut un pic... Mă rog, sărată. Da. Mie nu-mi place sarea, așa că... E și apa, e sărată. Ți-am pus cam mult apă în sare. Da. Spune-mi... Spune un pic despre antrenamentele astea. Antrenor personal, nu știu ce. Ești într-adevăr în programul Sustain Your Plan. După cum ai văzut, te-am pus acolo alături de câțiva... Ce program? Cum trainere. Zice? Sustain Your Plan. Sus cum? Sustain. Ah, sustain. Sustain. Ah, sustain your plan. Yes. Yes. Adică să susții planul. Să susții planul de atac, de bătaie. Nu? Că de fapt asta da, suntem. Să-mi susții planul. Nu ție, mă. Ah, da. Clientului. Ah, hai să îi bun. Hai să le susținem planul. În afară de faptul că el îi susține ție planul, trebuie să susții și tu planul lui. Ne susținem planurile reciproc. Asta e un fel de schimb. Da. Până la urmă, în orice, până la urmă. Și ești introdus în programul ăsta, dar vreau să-mi vorbești un pic despre disciplina ta, Body Proud Circuit. Știu că nu știi foarte mult, acum o să fac și o mică anecdotă. Când l-am pus să-mi facă o descriere pentru disciplina asta, mi-a trimis descrierea cu ce a făcut el, istoricul lui, sportiv, unde a fost el, unde a concurat. I-am zis, omule, vreau să-mi trimis despre Body Proud, nu despre tine și... Păi ce era să zic? Ce-am făcut eu, nu? Să spun ceva ce n-am făcut. Nu, dar trebuia măcar să-ți imaginezi, uite. Am avut... Stai că acum îmi imaginez. O să spun acum? Nu, am avut doamna Irina Muntean. Așa. Pe care mai zic că o cunoașteți. Păi, normal. Așa. Campioană mondială de culturism. Exact. A fost la Muscle Maker și... A reușit să încropească o descriere așa foarte bine documentată despre acest antrenament care se practică și în străinătate, că după cum știm... Adică vrei să spui și să mă acuzi că eu nu m-am documentat sau ce? Nu, dar ai fost așa foarte frivol, adică eu m-am antrenat, nu știu ce... Dar să știți că eu sunt frivol! Am văzut că ai niște poze cu tine în care joci foarte bine rolul ăsta de frivolite. De travestit. Trebuie să nu se înțeleagă greșit ceva. Eu cu fetele. Da, asta știu.